Ucraina trece în prezent prin cea mai grea situație cu care s-a confruntat în cei peste 2 ani de când a fost invadată de Rusia. Din cauza crizei acute de muniții și întârzierii sprijinului militar din partea Statelor Unite, armata ucraineană a trecut în defensivă, iar liderul de la Kiev, Vladimir Zelensky, declară deschis că țara sa poate pierde războiul. În aceste condiții, în culisele diplomației occidentale, e mare agitație. Liderii mondiali caută modalități pentru a pune capăt conflictului, chiar dacă opiniile privind soluțiile de pace rămân extrem de controversate. Chiar și în sânul aliaților occidentale există divergențe majore cu privire la modul de rezolvare a conflictului. În pofida neînțelegerilor existente, principalii actori mondiali au început tratative intense pentru a găsi o soluție de compromis, care să fie abordată la viitorul Forum Internațional de Pace, programat la mijlocul lunii iunie în Elveția. Dar ce șanse există pentru atingerea acestui obiectiv? E întrebarea la care căutăm răspuns la Europa Azi. Cu puțin timp înainte de a-și ului aliații occidentali la sfârșitul lui februarie când a admis prezența militarilor NATO în Ucraina, președintele Franței, Emmanuel Macron, a portat discuții confidențiale cu omologul său american Joe Biden și cancelarul german Olaf Scholz. Aceste dezvăluiri au fost făcute recent de Wall Street Journal. Potrivit surselor diplomatice ale publicației, în timpul convorbirilor secrete care au avut loc pe o linie telefonică securizată, Macron încerca să-i convingă pe Biden și Scholz să accepte schimbarea strategiei Occidentului cu privire la războiul ruso ucrainean Mai cu seamă, președintele francez insista ca țările occidentale să iau o poziție ambiguă față de Rusia, lăsând toate opțiunile pe masă, inclusiv cele militare. Macron spunea că Rusia e cea care trebuie pusă în situație situația de a cum va proceda NATO în anumite cazuri și nu invers, precum se întâmplă în prezent, când Occidentul declară deschis că nu va interveni împotriva trupelor ruse în Ucraina pentru a nu escalada conflictul. Potrivit președintelui francez, această strategie permite în prezent Rusiei să șantajeze țările blocului transatlantic cu folosirea armei nucleare. Joe Biden și Olaf Scholz au respins însă ideea, repetând că abordarea unei asemenea strategii riscă să divizeze aliații și să provoace un conflict direct între țările NATO și Rusia. Macron nu a reușit să-i convingă pe aliați chiar dacă le-a promis că nu le va cere ajutorul, în cazul în care militarii francezi ar muri în Ucraina în urma odorată cu rusești. Astfel la summitul din 26 februarie, pe care l-a găzduit la câteva zile după conversația cu Biden și Scholz, liderul francez a declarat în mod absolut surprinzător că admite desfășurarea trupelor NATO în Ucraina, chiar dacă nu există consens în această privință. Macron nu s-a arătat deranjat de opoziția fermă manifestată de mai mulți lideri ai țărilor NATO, inclusiv din statele flancului estic al alianței, care sprijină cel mai mult Ucraina. Ba mai mult, președintele Franței și-a reafirmat de mai multe ori poziția oficială, iar pe 5 martie, în timpul unei vizite la Praga, a sugerat că unii aliați dau de vadă de lașitate, fără să conștientizeze adevăratul pericol pe care îl reprezintă Rusia pentru Europa. Nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâche. On ne veut jamais voir les drames qui viennent. On ne veut jamais voir ce qui se joue. Et je crois que nos deux pays, ont conscience de ce qui est à l'œuvre en Europe, du fait que la guerre est revenue sur notre sol, que des puissances devenues inarrêtables sont en train d'étendre la menace, chaque jour, de nous attaquer nous mêmes davantage. În pofida împotrivirilor președintelui american Joe Biden și cancelarului federal al Germaniei Olaf Scholz, Emmanuel Macron nu a renunțat la obiectivul schimbării strategiei față de Rusia, care ar presupune, între altele, desfășurarea trupelor NATO în Ucraina. Ba mai mult, a mai făcut un pas spre a-și atinge scopul. S-a aliat demonstrativ cu Marea Britanie, sugerând că Europa, nu mai poate miza pe sprijinul Statelor Unite, inclusiv din cauza disputelor politice interne, care au dus la blocarea noii asistențe financiare de peste 60 de miliarde de dolari solicitate de Casa Albă pentru înarmarea Ucrainei. Astfel, duminica trecută, pe 7 aprilie, ministrii de externe ai Marii Britanii și Franței David Cameron și Stefan Sejourne au publicat un articol comun în ziarele Telegraph și Le Figaro despre situația securității din lume și au anunțat o reînnoire a Antantei. E vorba de acel bloc militar creat înaintea primului război mondial de Franța, Marea Britanie și Imperiul Rus ca o contrapondere alianței de atunci dintre Germania, Austro-Ungaria și Italia. Iată că acum Franța și Marea Britanie și-au propus să reînvie Antanta, desigur, fără Rusia, ci tocmai împotriva ei. În articolul lor comun, șefii diplomaților de la Paris și Londra notează că scopul țărilor lor este să învingă Rusia, pentru că dacă Ucraina pierde, va pierde toată Europa. Marea Britanie și Franța sunt singurele două puteri nucleare de pe continentul european care sunt conștiente de riscurile care planează deja și asupra Europei de vest, mai spun miniștrii de extern ai celor două țări în articolul publicat pe 7 aprilie. E de remarcat că cele două state nu sunt doar puteri nucleare, ci și membri permanenți ai Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. O altă remarcă importantă ar fi și schimbarea retoricii autorităților franceze, care afirmau anterior, precum continuă să o facă Statele Unite și Germania, că Ucraina nu trebuie lăsată să piardă războiul, iar Rusia nu trebuie să câștige o afirmație care diferă mult de cea pe care o face acum proaspătul tandem al Marii Britanii și Franței, care declară deschis că Ucraina trebuie să câștige, iar Rusia să piardă. Ori până nu demult, președintele francez evita să folosească o asemenea replică în declarațiile sale publice, preferând retorica precaută abordată de aliații americani și germani. Nous avons un objectif, la Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre. Voilà la continuité de la position de la France. Nous sommes à vos côtés parce que nous sommes aux côtés de la paix et qu'il n'y a pas de paix pour l'Ukraine et pour l'Europe qui passerait par une capitulation des Ukrainiens, parce que ce serait un renoncement à notre sécurité. La différence entre les affirmations « l'Ukraine ne doit pas être laissée perdre la guerre et la Russie ne doit pas gagner » et « l'Ukraine doit vaincre et la Russie doit perdre » est extrêmement importante pour le fait que divers leaders mondiaux văd posibilitatea de a se ajunge la un acord de pace. Declarând că Ucraina nu trebuie să piardă, Germania, de exemplu, ar da de înțeles că ar fi de acord cu încheierea unui armistițiu dacă Rusia ar accepta să-și retragă trupele de pe teritoriile ucrainene pe care le ocupa înainte de invadarea Ucrainei la scară largă în februarie 2022, adică păstrând sub control o parte a Donbasului și insula Crimeea pe care le ocupase încă în 2014. Această poziție este aproape de planul lui Donald Trump, pe care l-a negat până acum și se prea poate că tocmai cu această abordare intenționează să meargă săptămâna viitoare la Beijing cancelarul german Olaf Scholz pentru a discuta cu liderul chinez Xi Jinping. De cealaltă parte, tandemul franco-britanic, care susține acum că Rusia trebuie să piardă războiul, ar putea considera că Donbasul și Crimeia ar fi prea mult pentru agresor și, mai corect, ar fi să-i fie lăsată doar Crimea. Însă și asta ar fi o cedare temporară și o chestiune la care ar trebui să se revină după căderea actualului regim de la Kremlin. Astfel, britanicii și francezii pledează pentru acordarea întregului sprijin financiar și militar de care are nevoie Ucraina pentru a-și elibera teritoriul. În același timp, Statele Unite și Germania, care susțin cu precauție că Rusia nu trebuie să câștige, consideră că sprijinul pentru Ucraina trebuie să fie acordat într-o măsură limitată și dozată. Unii diplomați citați de presa occidentală sunt chiar de părere că Washingtonul și Berlinul aplică o asemenea strategie pentru a lăsa armata rusă să înainteze pe câmpul de lupte, însă nu decisiv, ci pentru a determina Chievul să conștientizeze că poate pierde războiul și că e cazul să accepte negocieri de pace cu Moscova. Problema este că singure Marea Britanie și Franța nu vor putea oferi Ucrainei asistența financiară și militară necesară pentru eliberarea teritoriilor ocupate, ceea ce ar permite Chievului să negocieze pacea, acceptând temporar cedarea peninsulei Crimea. În schimb, Statele Unite și Germania sunt capabile să facă acest lucru, dar nu doresc să rupă complet relațiile cu Kremlinul pentru a lăsa o portiță deschisă unor eventuale negocieri de pace. Anume, această situație pare să-l fi determinat pe președintele ucrainean Volodymyr Zelenski să-și tempereze oarecum retorica ireconciliabilă cu privire la negocierile cu Rusia. Într-un interviu acordat la sfârșitul lunii martie canalului american de televiziune CBS, Zelenski a afirmat că negocierile de pace ar fi posibile dacă armata rusă ar fi forțată să se retragă de pe teritoriile ocupate după 2022. Деокуповати всі și території Виключно а, військовим шляхом. Я впевнений, коли він втратить те, що він захопив, захопив починаючи з 22-го року, він втратить повністю впевненість навіть тих країн, які ще сумніваються підтримувати Україну або ні. А також він втратить силу всередині своєї держави. Як тільки це відбудеться, він буде готовий до діалогу. Він не хоче ніякого діалогу. Desigur, toate planurile se discută cu China față de care Rusia a devenit dependentă din punct de vedere economic. China consideră Ucraina o zonă a intereselor exclusive ale Federației Rusia, dar nu poate fi mulțumită că războiul se prelungește și că Statele Unite și Europa sunt nevoite să-și cheltuiască banii ca să producă arme pentru Ucraina, în loc să cumpere mărfuri chineze. Astfel, China ar fi dispusă să sprijine încetarea ostilităților din centrul Europei în orice condiții, indiferent dacă se respectă dreptul internațional. Important pentru China este ca o eventuală reconciliere să fie pe termen lung, iar ea se poate câștiga bani. Iată de ce, anume, toate speranțele de a pune capăt războiului sunt legate acum de China, în special înaintea conferinței internaționale de pace, care urmează să aibă loc în Elveția în zilele de 16 și 17 iunie. Țările europene vor să convingă Beijingul să participe la eveniment, dar acesta nu vrea să accepte dacă Rusia nu va fi și ea invitată. Și asta în condițiile în care europenii sunt împotriva prezenței Federației Ruse la masa negocierilor. În primele două zile ale acestei săptămâni, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, s-a aflat la Beijing, unde a discutat cu omologul său chinez Wang Yi despre marșa de manevră de care va avea nevoie liderul chinez în timpul convorbirilor pe care urmează să le poartă în viitorul apropiat cu europenii. Lavrov a sugerat că fără participarea Rusiei, nicio încercare de a ajunge la un acord de pace nu va avea sorți de izbândă, Din de înțeles în acest fel că discuțiile europenilor cu Beijingul nu vor forța Moscova să accepte vreo formulă de compromis. Мы с китайскими коллегами подтвердили вывод о бесперспективности каких-либо международных мероприятий, которые не то что не учитывают позицию России, а полностью ее игнорируют, которые продвигают абсолютно пустую, ультимативную, так называемую формулу мира Зеленского и тем самым полностью оторваны от каких-либо реалий. Liderul chinez Xi Jinping urmează să discute despre ceea ce numește criza din Ucraina mai întâi cu cancelarul german Olaf Scholz, care va vizita Beijingul săptămâna viitoare. Apoi, însuși președintele Chinei va merge la începutul lunii mai la Paris, unde se va întâlni cu președintele francez Emmanuel Macron. Între timp, apropierea dintre China și liderii europeni provoacă mari temeri la Casa Albă. Secretarul american de stat, Antony Blinken, s-a grăbit să meargă la Paris săptămâna trecută, iar potrivit publicației Washington Post, unul dintre scopurile vizitei a fost să încetinească apropierea dintre Est și Vest. Diplomații americani insistă că aceste contacte nu vor da niciun rezultat bun pentru Ucraina. Mai mult după ce a vizitat Parisul, Blinken a mers pe 4 aprilie la summitul ministrilor de externe ai țărilor NATO, unde a enumerat China printre țările Care Rusia, nu doar economic, ci și Our support is especially important as a number of countries are helping Russia build up its defense industrial base and continue to perpetrate its aggression on Ukraine. China continues to provide materials to support Russia's defense industrial base. The DPRK and Iran also are providing support. And all of this is fueling Putin's war machine as he attacks Ukrainians and threatens European security. Evident, poziția Statelor Unite nu poate fi ignorată pentru că o eventuală decizie a Congresului American de a aloca o nouă asistență pentru înarmarea Ucrainei ar juca un rol important, dacă nu chiar esențial, la formul de pace din Elveția. Ori, fără arme pe front, coaliția pro-ucraineană nu se poate aștepta la vreo soluție acceptabilă pentru a încheia un acord de pace. Poziția Rusiei față de negocierile de pace pare să fie tocmai cea pe care o vociferează acum Turcia, care propune înghețarea conflictului în așa fel încât fiecare dintre părți să rămână cu teritoriile pe care le controlează în prezent. Mai mult, Turcia îi propune Ucrainei să renunțe la aderarea la NATO și să se concentreze exclusiv pe integrarea în Uniunea Europeană. O opțiune pe care e greu de crezut că o poate accepta Kievul. La forumul de pace din Elveția, un rol important l-ar putea avea și acele țări din sudul global care nu sunt mulțumite de dominația Chinei. E vorba întâi de toate de India, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar și chiar de Africa de Sud dacă diplomația ucraineană va reuși să adune un grup din aceste state, atunci țările mai mici ar putea să se alăture în sprijinul formulei de pace promovate de Ucraina. Rămâne să urmărim cum vor evolua tratativele dintre diferiți lideri mondiali până la formul de pace din Elveția și în ce măsură acestea pot da speranțe în depășirea cele mai grave crize de după cel de-al doilea război mondial, care continuă să macine Europa azi.